Așadar, așa cum am prevăzut, Eliza a fost cea care a fost nominalizată, de fapt votată de către urmăritori să prăsească casa Miriasa cu un procent de peste 66%, astfel că Iuliana rămâne în continuare în competiție. Foarte dezamăgită a fost Iuliana de aflarea acestei vești. Ea era sigură că va pleca astăzi, deja avea discursul pregătit pentru acest lucru. Extrem de supărat a fost chiar nervoasă și ați văzut probabil replicile dintre ea și doamna Simona din live dar de asemenea foarte supărat și dezamăgit de rezultatul acestui vot a fost și Dediș, care spunea doamna Simona că are ochii în lacrimi de când a vizionat materialul cu interviurile date de către Eliza și Iuliana și pare că îi pare rău și care regret în ceea ce o privește pe Eliza și că nu a făcut lucrurile diferit încât să iasă mai bine pentru ei. Se pare că într-adevăr este afectat de plecarea Elizei și sunt curioasă ce atitudine și ce va face în continuare de dici în casă, nemai având nicio muză, practic.